După cum deja se cunoaște, salariații de la stat se bucură de 5 zile libere dacă punem la socoteală și weekendul. În timp ce angajații de la stat se relaxează la munte, la mare sau măcar la grătare, salariații din privat îndură căldura. Majoritatea patronilor nu au dat liber nici pe 15 august, atunci când creștinii comemorează adormirea Maicii Domnului. Munciți așa în mini-vacanță? Așa muncim, da. V-ar fi plăcut să fiți dumneavoastră liberă, să vă fi dus la dacă plată? Dacă n-ajung banii, după 30 de ani de muncă, 8 milioane pensii, cu ce? Merge mai bine vânzarea în zilele astea de liberi? Deloc. Uitați-vă, e gol. În piața centrală nu se simțea deloc miros de vacanță. Comercianții nu și-au permis luxul să lase marfa și să plece la relaxare. Noi sărbătorim prin muncă, doamnă. Noi suntem afacerea noastră. Păi și nu v-ar fi convenit să aveți 3 zile libere, așa? Păi nu, că plătim tărăbile și trebuie să scoatem bani. Deci stăm pe banii noștri. Fără gând de plecare, comerciații spun că oricum n-ar fi avut bani să plece în vacanță, așa că mai bine rămân pe poziții la tarabe. M-ar fi plăcut să fiți dumneavoastră în mini-vacanță, cum sunt bugetul? Fie cât de cât să ne mai odihnim. Păi ei merită și dumneavoastră, nu meritați sau cum? Nu, o să luăm vacanță la iarnă. Când, când nu avem ce pune, că nu avem treabă cu grădina. Da, nu? V-ar fi plăcut să fiți la mare, la munte? Aș vrea foarte mult, dar nu sunt nici bani, asta e problema. Păi cine nu vă dă voi? Sunteți... Păi cine? Dar dacă nu ne aducem la piață și nu prea merge, ce să facem? Dar dacă erați în mini-vacanță, ce ați fi făcut? Aș fi vrut să merg la mare și eu cu copiii, cu familia. Noi suntem bugetari, nu ne permitem. Muncim. Dar v-ar fi plăcut, bă, noi să fiți în mini-vacanță? Păi nu-i place să meargă într-o mini-vacanță. Nu că ar fi invidioși, dar angajații din mediul privat consideră că bugetarii își cam ies din ritmul muncii cu atâtea libere și nu vor mai da randament. Angajații de la stat vor recupera zilele de 16 și 17 august în 2 zile de sâmbătă.